Aceasta este povestea lui Nelson Mandela, omul care a învins rasismul. Știi că atunci când venim pe lume nu urâm pe nimeni? Ura e un sentiment care se învață, pe care uneori îl învățăm de mici, deși n-are nimic bun și ne face oameni mai răi. Eu m-am născut într-o țară unde eram învățați să-i urâm pe cei care aveau culoarea pielii diferită de a noastră. Albii, care dețineau toată puterea, îi urau pe negri, iar negrii îi urau pe albi. Ca lucrurile să fie și mai rele, eram obligați să trăim separat. Cu ajutorul multor oameni buni, am reușit să transform în realitate visul de a trăi într-o țară în care toți să fim egali, o țară în care să putem trăi la oaltă și în bună pace. Au fost momente grele, dar a meritat. Sunt Nelson Mandela. Dacă vrei să afli cum s-au desfășurat lucrurile, urmează-mă. Iată povestea mea. M-am născut în 1918 la Mvezo, un sat din tribul Xhosa, în Africa de Sud. Tatăl meu era șeful tribului, iar mama, care aparținea altui trib, provenea dintr-o familie regală. Cu alte cuvinte, era un fel de prințesă. Mi s-a pus numele Rolihlahla, care înseamnă rebel, dar când am început să mă duc la școală, învățătoarea mi l-a schimbat. Cum te cheamă? Rolihlahla Mandela, doamna învățătoare. Rolihlahla Lela? Ce nume greu de pronunțat! De asta vei numi Nelson. Bine, îmi place numele ăsta. Aveam doar 9 ani când a murit tata, iar mama i-a cerut unui văr de-a lui, mare șef, Jojin Taba, să se ocupe de mine. Deși țara mea e foarte frumoasă, pe vremea aceea avea o faimă îngrozitoare. Fusese impus un sistem numit apartheid, în care comandau numai albii, în timp ce negrii erau condamnați să trăiască separat și erau privați de o mare parte din drepturi, ca și cum ar fi fost sclavi. Cartierele elegante, școlile bune, cele mai bune slujbe erau rezervate albilor. Negrii erau obligați să folosească alte mijloace de transport decât albii, să mănânce în alte restaurante și să folosească băi publice diferite. Astfel, populația de culoare, care era mai numeroasă, era ținută departe de putere. Hei, tu! N-ai voie să intri! Locul ăsta e numai pentru albi! Pleacă, băiete! Ăsta nu-i loc pentru oameni ca tine! Intră pe ușa din spate! Asta e rezervată albilor! Asta e o plajă pentru albi. Du-te să te joci în altă parte. Așa că învățam într-un liceu rezervat exclusiv negrilor. Timpul a trecut și m-am făcut mare și frumos. Așa încât, atunci când am împlinit 23 de ani, am aflat că șeful Jojin Taba se înțelesese cu o familie să mă căsătoresc cu fata lor, fără măcar să-mi spună. Eu nu aveam niciun gând de însurătoare, așa că am fugit din satul meu și am ajuns în orașul Johannesburg. Aici l-am cunoscut pe Walter Sisulu, care avea să-mi fie prieten până la sfârșitul vieții. Walter m-a ajutat să-mi găsesc de lucru și, mai presus de toate, a făcut pentru mine ceva foarte important. Nelson, vreau să ți-o prezint pe verișoara mea, Evelyn. Bună, Nelson, îmi face mare plăcere să te cunosc. Walter mi-a vorbit mult despre tine. Bună, foarte bucuros, Evelyn. Eu, știi, de ce a pățit prietenul tău? Nelson, ți-e bine? 3 ani mai târziu, eu și Evelyn ne-am căsătorit. Tot Walter Sisulu m-a introdus și în politică. Voiam să lupt pentru toate nedreptățile suferite de negri. Și el mi-a arătat cum să fac. La vârsta de 30 de ani am intrat în Congresul Național African, principalul partid care lupta împotriva apartheidului și în scurt timp am devenit unul dintre lideri. Ca să protestăm împotriva apartheidului, ne-am inspirat din ce făcuse Gandhi cu câțiva ani înainte în India. La fel ca el, am făcut grevă și am refuzat să respectăm multele legi nedrepte, încercând să nu recurgem la violență. Nu întotdeauna am reușit. Poliția m-a arestat de mai multe ori și am început să fiu închis pentru perioade scurte. Până în 1962, când o nouă arestare m-a costat foarte scump. Vreți să spuneți ceva înainte să se pronunțe sentința, domnule Mandela?
Da, onorată instanță. Aceasta este lupta poporului african pentru dreptul la viață. Visez la o societate liberă și democratică, în care tot să poată trăi în armonie și să aibă aceleași posibilități. Trăiesc ca să ajung la acest rezultat, dar sunt dispus să mor pentru asta. Bine. Sunteți condamnat să vă trăiți restul zilelor în închisoare. În acel moment, viața mea s-a schimbat complet. Prima mea destinație a fost închisoarea de pe insula Robben, unde am petrecut 17 ani închis într-o celulă minusculă. Da, ai înțeles bine. 17 ani lungi într-un spațiu extrem de mic. La Robben, prizonierilor nu le era permis să aibă nimic. Le luau până și numele. În loc să fiu Nelson Mandela, am devenit 46664. Numărul meu de prizonier. Număr care s-a transformat în simbolul unei lupte pentru libertate. Aveam mult timp la dispoziție, foarte mult timp, și m-am hotărât să profit de asta. Nu l-am folosit ca să-mi urăsc dușmanii, ci ca să încerc să-i înțeleg. M-am străduit să mă fac cunoscut și respectat. Bună ziua, domnule Brand. Cum vă merge azi? Bună ziua, 46664. Bine, mulțumesc ție. Tovarășii mei de închisoare nu înțelegeau. De ce vorbești cu temnicerii, Nelson? Sunt dușmanii noștri. Pentru că trebuie să facem pace cu dușmanii. Și, de fapt, domnul Brand a fost întotdeauna amabil cu noi. Nu te putem înțelege, Nelson. Mi-am dat seama că țara mea, Africa de Sud, ar putea avea un viitor numai dacă toți, albi și negri, ar înceta să mai fie dușmani și ar începe să se poarte ca un popor. Am fost închis și în alte închisori, nu numai în cea de pe insula Robben. Am stat întemnițat în total 27 de ani. În toată această perioadă am devenit cunoscut în toată lumea, un simbol al luptei poporului meu împotriva nedreptăților apartheidului. Politicieni, intelectuali și artiști cereau permanent eliberarea mea. Ziua mea de naștere, 18 iulie, a devenit ziua Mandela. Împotriva apartheidului se organizau manifestații în cele mai importante orașe din multe țări, iar în 1988 a avut loc un mare concert la Londra. Cântăreți și formații dintre cele mai cunoscute ale vremii au cântat în cinstea zilei mele de naștere, când am împlinit 70 de ani, ca să amintească lumii întregi că eram deținut și ca să-mi ceară libertatea. Cererile de eliberare care se auzeau din toate colțurile lumii au adus în cele din urmă un rezultat. Pe 11 februarie 1990, guvernul Africii de Sud a decis să fiu lăsat liber. Eliberarea mea a fost urmărită și transmisă în direct la televiziunile din întreaga lume. Când am ieșit din închisoare, aveam 70 de ani împliniți. Dar dacă dușmanii mei crezuseră că aveam să mă liniștesc, și-au dat repede seama că se înșelaseră amarnic. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să călătoresc în toată lumea ca să cer sprijinul altor țări împotriva apartheidului. Pe urmă, a venit partea cea mai grea. Am început să negociez înlăturarea apartheidului chiar cu acele guverne de oameni albi care mă ținuseră întemnițat atâta vreme. Printre ei se afla președintele Frederick de Klerk. Ce mai faceți, domnule Mandela? Sunt în drum spre libertate, a mea și a poporului. Ce o să faceți acum? Primul lucru pe care vreau să-l fac este să iert pe cei care m-au ținut în închisoare. Pe urmă vreau să stau de vorbă cu ei. Împreună, albi și negri, am început să eliminăm sistemul apartheid. A fost complicat uneori, ne-a costat multe lacrimi. Unora le-a fost greu să-și înfrângă ura și să renunțe la răzbunare, dar în cele din urmă am reușit. Am ajuns la un acord. S-a renunțat la discriminări și s-au convocat alegeri la care s-au putut prezenta politicieni albi și negri. Am reușit să eliminăm una dintre marile nedreptăți ale vremurilor noastre și pentru aceasta, eu și președintele Friedrich de Klerk am primit împreună Premiul Nobel pentru Pace. Dacă vrei să faci pace cu dușmanul tău, trebuie să muncești cu el. Astfel, dușmanul îți va deveni tovarăș.
Visul meu începea să se transforme în realitate. În 1994 s-au ținut alegeri și eu am devenit primul președinte de culoare din Africa de Sud. Din guvernul meu făceau parte oameni albi și negri care se străduiau să lucreze împreună. Nu a fost întotdeauna ușor, dar ne-am străduit să ne respectăm reciproc. Deși aveam o vârstă respectabilă, munceam mult și încercam să trăiesc simplu. Banii pe care îi câștigam ca președinte îi donam unei fundații care ajuta copiii săraci. Oamenii mă numeau afectos Madiba, după numele clanului familiei mele. Madiba, care e cel mai important lucru din țară? Cel mai important lucru din țară sunteți voi, copiii. Iată de ce trebuie să vă tratăm cât putem de bine. Și care e cel mai frumos cadou care îi se poate face unui copil? O bună instruire, cred eu. Cu o educație bună te-ai putea pregăti să devii următorul președinte. Și eu, care sunt puțin mai bătrân, m-aș putea lăsa de meseria asta. Eram președinte, dar albii și negri continuau să nu aibă încredere unii în ceilalți. Iar lucrul acesta mă îngrijora. Ce puteam face să înțeleagă că aparțineau aceleiași țări? În cele din urmă mi-a venit o idee. Ce poate uni oamenii mai presus de orice? Sportul. În 1995, în țara mea s-a ținut Cupa Mondială de Rugby și, deși prin tradiție era un sport al albilor, am reușit să fac în așa fel încât toată țara să țină cu echipa națională, Springboks. Cu ajutorul capitanului echipei, François Pienaar, toată țara a participat, a suferit și s-a bucurat pentru victorie. Eram campionii lumii și, mai presus de toate, eram pentru prima dată o țară unită. Felicitări, François! O mare victorie! Felicitări, președinte Mandela! Este victoria ta! După 5 ani în funcție de președinte, m-am hotărât să mă retrag, ca să mă odihnesc și să mă bucur de copiii și de nepoții mei. Numai din când în când am mai făcut câte o călătorie, să iau un premiu sau o medalie pe undeva prin lume. Dar nu am încetat să mă implic în acțiuni caritabile și să le dau o mână de ajutor celor care aveau nevoie. Copii, săraci și bolnavi de sida. Am convins mari artiști internaționali să participe la așa zisele concerte 46664, de pe urma cărora am adunat mulți bani pentru cercetarea și îngrijirea bolnavilor cu această boală cumplită. I-am spus lui Madiba că trebuie să se odihnească și să doarmă mai mult. Trebuie să înceteze să mai muncească atât de mult. Ai făcut bine. Acum e în camera lui, nu-i așa? Da, de ceva vreme. O fi dormind. În 2013, la 95 de ani, viața mea s-a încheiat. Sunt mulțumit, deoarece cred că am lăsat în urma mea o țară mai bună decât cea pe care am găsit-o când am venit pe lume. Și oamenii mi-au demonstrat că îmi sunt alături. Mă numesc Nelson Mandela și aceasta e povestea mea. Mi-am dedicat întreaga viață luptei împotriva nedreptăților pe care le-au îndurat negrii în țara mea și pentru a ajuta pe cei mai puțin norocoși. Am obținut multe rezultate muncind din greu, făcând sacrificii mari și învățând să-mi iert și să-mi înțeleg dușmanii. Viața mea nu a fost una simplă. A trebuit să lupt cu ura și cu credințele absurde ale multor oameni, dar am învățat că se obțin mult mai multe cu o mână întinsă și cu un zâmbet, decât cu pumnii strânși și cu un comportament negativ. Atât te pot învăța și eu. Acum e rândul tău să îmbunătățești lucrurile. Sfârșit.